Eu am văzut în presă, informațiile, eu cred că sunt decizii foarte judicioase a judecătorului. În cazul în care un magistrat simte că nu poate fi independent în judecarea unei cauze, el este obligat să se abțină. Ar fi fost mult mai grav dacă părțile sau procurorul îi recuza. Dar în situația când judecătorul însă își recunoaște că eu am o problemă cu acest caz și indic care este problema, este ok, este ok. Nu se întâmplă nimic grav. Și eu m-am abținut fiind judecător de mai multe ori. Din perspectiva mea este mai bine să nu admiți să te recuze cineva. Am văzut chiar și cazul domnului Ulianovski. Păi dacă domnul Gheorghe Ulianovski, care este un avocat respectabil, este avocatul unei părți, păi cum vreți să-ți participe în judecarea cazului? Spuneți-mi. Cum? Fiecare a avut argumentele sale. Nu suntem, chiar nu vreau să le comentez, dar nu se întâmplă nimic dacă se schimbă un judecător. Este în favoarea calității actului de justiție. Ar fi fost mult mai multe dubii dacă participa în examinare și la un moment dat presa scotea în evidență. Stai puțin, uite, ăsta e rude cu ăla, ăsta e prieten cu celălalt și așa mai departe. Dacă dosarul este unul de o asemenea sensibilitate, eu cred că lasă să schimbe judecătorii atâta timp până când vor găsi oameni care nu vor trezi niciun dubiu, nici din partea societății, procurorului, condamnatului, sau cum spune, deja e condamnat, avocaților și așa mai departe.